La 10, doamnelor și domnilor, continuă știrile la Digi24. Premierul Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu și ministrul de externe Bogdan Aurescu au fost ieri la Kiev, fără Florin Cîțu. Din motive de securitate, vizita a fost anunțată după ce s-a încheiat. Cei trei demnitari români s-au întâlnit cu președintele, cu premierul și cu șeful Parlamentului ucrainean. Detalii despre vizita oficialilor români la Kiev are jurnalistul Digi24, Elena Crângașu. Elena, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Ieri au efectuat o vizită în Ucraina premierul Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, dar și ministrul de externe Bogdan Aurescu. Au mers în Kiev. În momentul de față nu știm cu ce mijloc de transport s-au deplasat. Posibil cu același mijloc de transport, cum au făcut-o și alți oficiali străini în vizita în Ucraina, adică întâi cu avionul până în Polonia, iar mai apoi cu trenul. A fost o vizită care nu a fost anunțată dinainte, din motive de securitate, iar aseară atât Guvernul României cât și Camera Deputaților au transmis un comunicat prin care au spus că aceștia au efectuat vizita și că se află în drum spre casă, deci au venit, s-au întors aseară destul de târziu, au fost în zone afectate de lângă capitală, vorbim despre Irpin și Borodianca, iar această vizită este un semnal că România în continuare va sprijini Ucraina. Premierul Nicolae Ciucă a condamnat atrocitățile, invazia rusă și a declarat că vom continua să sprijinim Ucraina, inclusiv prin acel hub de la Suceava și de asemenea ne luăm angajamente în reconstrucția Ucrainei după război. Au existat discuții cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, cu premierul Ucrainei și cu președintele Radei Supreme, dar nu au mai ținut discursuri în Parlamentul Ucrainei așa cum era stabilit dinainte, deci programul a fost un pic modificat, am putea spune. Și tot dacă vorbim de modificări, inițial știm că ar fi trebuit să participe la această vizită și a doua persoană în stat, vorbim despre președintele Senatului, Florin Cîțu, care însă nu i-a însoțit pe Marcel Ciolacu și pe Nicolae Ciucă, însă nu este exclus să facă o vizită astăzi. A declarat acest lucru chiar prin vicepreședintele, unul dintre prim vicepreședinți ai Partidului Național Liberal, vorbim despre Rareș Bogdan, spunea că motivul pentru care Florin Cîțu nu i-a însoțit ieri este că acesta avea deja o stabilită o vizită pentru astăzi și că nu ar fi putut să schimbe data. Rămâne de văzut așadar dacă Florin Cîțu va merge astăzi în Kiev sau la o altă dată. Noi așteptăm astăzi declarații din partea președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.